Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor! Vorbim în această seară despre Simona Halep. Am văzut că vineri apăruse în presă informația potrivit căreia Simona ar fi depus deja contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce a fost depistată pozitiv la US Open și suspendată de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului. Azi aflăm potrivit ProTV că TAS nu are până acum nicio procedură care să o implice pe Simona Halep. Ne întrebăm care este planul Simonei Halep în prezent, ce așteaptă de la TAS, ce așteptări avem noi de acolo și ce căi de atac mai are înainte de TAS. Ce șanse are Simona Halep să anuleze această suspendare din circuitul mondial după testul antidoping? În studioul Europa FM este Dragoș Suciu, analist sportiv și un apropiat al Simonei Halep. Te salut, Dragoș! Mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună seara, Adriana! Mulțumesc pentru invitație! Te cunoști cu Simona de la 6 ani? De peste 20 de ani, da. De peste 20 de ani am copilărit împreună, ne-am antrenat la același club, suntem din Constanța, din același oraș și am urmărit această evoluție a ei de la copii, la junior, la senior, până pe Everestul tenisului feminin mondial, până a ajuns pe prima poziție cu titluri de Grand Slam câștigate, împlinind așa câteva dintre visurile sportului românesc. Am urmărit-o pe Simona în toată această evoluție și cu siguranță o să o susțin în continuare și în acest momente de cumpănă prin care trece, atât în plan sportiv cât și în plan personal, pentru că o astfel de lovitură nu îți afectează doar cariera, ci îți afectează viața și modul în care ești perceput în societate, modul în care ești perceput de colegii tăi de circuit, dar și de fanii tăi. Ce se întâmplă cu Simona, Dragoș? Explică-ne, pentru că noi tot așteptăm niște informații oficiale, să știm, domne, s-a dus la TAS, a depus contestație, n-a depus nimic, tăcere, după acel anunț al Simonei, după testul pozitiv, n-a mai anunțat nimic, n-a mai postat nimic, n-a mai aflat nimic. Da, Simona este uluită de această decizie, de acel test pozitiv la Roxadustat, o substanță din grupa EPO, o substanță ce poate produce efecte majore, în general efecte negative în corpul unui om sănătos. Este o substanță pe care o iau în general cei ajunși în stadiul 5 la dializă, adică vorbim despre o substanță care nu te poate ajuta sub nicio formă în cazul unei vieți sănătoase. Simona este uluită, este șocată de ceea ce a pățit și cu siguranță în aceste momente preferă să-i lase pe avocați să facă toate procedurile necesare, să pătrundă cumva din acest punct de vedere cât mai în esența problemei, pentru că sunt convins că nici Simona nu știe când s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat ca acea substanță să ajungă în corpul ei. Fie că este vorba despre o greșeală a preparatorului fizic, fie că este vorba despre o contaminare involuntară, Simona nu știe exact despre ce este vorba cu certitudine. Iar într-o astfel de situație, în momentul în care ai o echipă de avocați ce poate folosi toate căile de atac în favoarea ta pentru ca tu să-ți demonstrezi această nevinovăție pe care o invoci, pentru că până la urmă ar trebui să plecăm de la prezumția de nevinovăție până în momentul în care vine o sentință definitivă, Simona se va adresa prin avocați, prin toate formele posibile și va folosi toate căile de atac pentru a-și demonstra nevinovăția în care crede și pe care o știe. Și înțelegem că înainte de a ajunge la TAS, mai e o cale de atac pe care ea o va folosi. Exact. Nu s-a depus nicio notificare la TAS. În primul rând, nu se poate depune o notificare la TAS cât timp nu vorbim despre o sentință definitivă. Simona este suspendată provizoriu de către Agenția de Integritate a Tenisului, care lucrează cu Federația Internațională de Tenis. Bun, în astfel de situații se așteaptă o sentință definitivă pentru ca tu să poți ataca ceva concret la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Până atunci se pare că Simona se va adresa unei agenții antidoping independente ce colaborează cu Federația Internațională de Tenis, International Testing Agency, și acolo se va face un nou test independent, pentru că știm foarte bine din filmul evenimentelor că Simona a făcut 3 teste, 2 negative și unul pozitiv. Contează mai puțin chiar spre deloc în acest moment dacă ai făcut 3 sau 150 de teste negative, dar ai avut un test pozitiv, pentru că toată lumea se raportează la acel test pozitiv,
fie și într-o cantitate foarte mică, având acea substanță dopantă în organism. Dăm filmul înapoi, Dragoș Suciu, și încercăm să ne aducem aminte ce s-a întâmplat anul acesta. La Roland Garros vorbeam noi înainte de a intra în direct, ne aducem aminte când Simona pomenea, dacă nu mă înșel, într-o conferință de presă, de un atac de panică sau că are probleme de respirație. Toate astea au venit tăvălug? Nu știu în ce fel or fi atras atenția sau poate organizatorii s-au autosesizat auzind de aceste simptome? Se speculează într-adevăr în lumea tenisului în această perioadă că după două abandonuri în trei turnee, Simona Halep ar fi intrat în vizorul agențiilor antidoping din Statele Unite. În Statele Unite funcționează mai multe agenții antidoping. WADA este cea mai cunoscută, agenția ce l-a depistat pe Lance Armstrong, marele ciclist, poate cel mai mare scandal de dopaj din istorie, cu 7 tururi ale Franței câștigate. Simona abandonează într-adevăr la Washington în meciul cu Ana Kalinskaya. Nu s-a făcut foarte multă vâlvă la acel moment, deoarece temperaturile de la Washington au fost foarte ridicate și au fost mai mulți jucători și mai multe jucătoare, acela fiind un turneu mixt, ce au abandonat sau au acuzat condițiile extreme de vreme. După care, în săptămâna următoare, Simona câștigă un turneu prestigios, turneul de la Toronto, cel mai important turneu câștigat de ea cam de la Wimbledon 2019 și până acum, un turneu în care a jucat foarte bine și s-a prezentat foarte, foarte bine din punct de vedere fizic, pentru că acolo a fost o finală de o intensitate extraordinară. Culmea, cu o jucătoare din Brazilia, Beatriz Haddad Maia, care a avut parte de un sezon foarte bun, dar care în trecut a fost suspendată provizoriu pentru dopaj 6 sau 8 luni, nu mi-amintesc exact, oricum o sportivă implicată într-un scandal de dopaj. Asta dacă vorbim despre semnalele de alarmă ce s-au tras în Statele Unite în acea perioadă. Următorul turneu, turneul de la Cincinnati, Simona câștigă meciul cu Anastasia Potapova în primul tur, apoi abandonează în turul secund înaintea partidei cu Veronica Kudermetova. Bun, două abandonuri în trei turnee. Să spunem că în cazul celui de-al treilea turneu, cel de la Cincinnati, nu vorbim despre o practică neobișnuită a Simonei Halep sau a altor sportivi de această talie. Pentru că în momentul în care urmează o competiție de Grand Slam, US Open, în speță, în general vrei să te odihnești. Vii după o săptămână plină cu 6 meciuri câștigate, 6 meciuri complicate în Canada, apoi urmează un alt turneu important în următoarea săptămână. Și de foarte multe ori vedem asta și la Djokovic, și la Nadal, și la Federer, și la mulți alți mari tenismeni. Abandonează sau joacă un singur meci, două meciuri, după care renunță la următoarea competiție pentru a nu surveni vreo accidentare. Al treilea turneu, al doilea abandon, să spunem așa, nu mi se pare unul discutabil, nu mi se pare ceva ce ar trebui să atragă atenția în mod special, așa cum se pare că a fost cazul. După care vine meciul de la US Open pierdut șocant în fața Dariei Snigur și de acolo se declanșează tăvălugul pe care îl trăim, această furtună în mijlocul căreia ne aflăm în aceste zile. Crezi că Simona Halep s-a dopat? Nu, sunt convins, cunoscând-o pe Simona Halep și cunoscându-i atât calitățile cât și defectele din punct de vedere uman și din punct de vedere profesional, eu unul, dar la fel e cu titlu personal, sunt convins că Simona Halep nu s-a dopat voit. Și atunci ce s-ar fi putut întâmpla? Greșeala e o greșeală, dar a cui e? În cea mai mare parte a situațiilor de acest gen, dacă sportivul nu s-a dopat în mod voit, pentru că mulți sportivi au recunoscut că s-au dopat, că au făcut o greșeală, că au intrat în această horă, vorbim despre ciclism în principal, pentru că este sportul cel mai des vizat de scandaluri de doping. Maria Șarapova spunea că nu a citit un mail cu o substanță ce a intrat pe lista celor interzise la 1 ianuarie 2016 sau 2017, nu mă amintesc exact, ea fiind depistată pozitiv undeva în luna februarie-martie. Bun, a spus, n-am citit acel mail, n-am știut că substanța pe care o iau din 2004 a fost interzisă, este o culpă, într-adevăr, substanța a fost acceptată până în acest an, dar necitind mail-ul mă aflu în culpă și mi-accept suspendarea. Dar în situația sportivilor ce nu se dopează voit, vorbim despre două cazuri. Ori este o greșeală a celor care ți administrează suplimentele, în speță preparatorul fizic, pentru că preparatorul fizic se ocupă de băuturile pe care le iei pentru acumulare sau pentru recuperare, sau vorbim despre o eroare la laborator. Din punctul meu de vedere, șansele ca eroarea să existe la laborator e una destul de mică. Sigur, mai poate fi și o a treia situație, în cazul în care proba a fost contaminată, dar
în momentul în care acel agent de la antidoping e cu tine permanent, cam care sunt șansele ca proba să fie contaminată sau ca sticlele de băutură să fi fost confundate? Mie mi se par destul de mici, mai degrabă de domeniul științifico-fantasticului aceste speculații. Cel mai probabil, și aș merge pe această idee, e o greșeală, o culpă, nu o intenție, a preparatorului fizic și a celor care se ocupă de pregătirea și recuperarea Simonei. Pe de altă parte, există întrebarea ce caută rog să adus statul, nu? Da. Acolo. Da, e o substanță, nu-l poți folosi. Foarte rar întâlnită în cazul sportului de performanță. Nu știu să fi fost foarte multe cazuri de... Au mai fost, dar în general foarte puține. Însă ceea ce șochează în principal este faptul că această substanță face parte din grupa eritropoietinei. Iar eritropoietina a făcut cele mai mari ravagii la acest nivel în sportul mondial, mai ales în urmă cu 20-25 de ani în cazul cicliștilor și în cazul atleților. Eritropoietina, o substanță cu care au fost depistați Lance Armstrong, Marion Jones, sunt și multe alte cazuri, și o substanță văzută în general pe lista celor mai negre din lumea sportului. Tocmai de aceea Simona riscă această suspendare între 2 și 4 ani, pentru că în cazul unor substanțe mai puțin nocive, să spunem așa, suspendările pot fi ceva mai mici. Chiar dacă vorbim despre o cantitate foarte mică, pentru că și Simona a spus în acel comunicat extremely low levels, totuși vorbim despre prezența roxadustatului, iar faptul că ar fi confundat cluțele, așa cum s-a spus, la fel mi se pare că intră în domeniul SF-ului, pentru că ce-ar căuta roxadustatul într-o sticluță? De ce ai avea așa ceva? S-a vorbit despre faptul că din momentul schimbării echipei, din momentul în care Patrick Muratulu și-a adus toți oamenii în anturajul Simonei, de la preparator fizic, la partener de antrenament, la masor și așa mai departe, și astfel i-a îndepărtat pe cei cu care Simona a colaborat, s-a vorbit despre această influență negativă a lui Patrick Muratulu. Însă, o repet, am mai spus-o și cu alte ocazii, la acest nivel, când vorbim despre un sportiv de talia, de nivelul Simonei, nu te poate dopa, cu ghilimele sau fără ghilimele, antrenorul, pentru că antrenorul se ocupă strict de pregătirea ta sportivă, tehnică, tactică, mentală. În niciun caz antrenorul nu are pregătirea necesară pentru a-ți administra anumite substanțe pentru recuperare după antrenamente sau după meciuri. Antrenorul se rezumă la alte aspecte la acest nivel, la care specializarea este foarte clar conturată. Fiecare om din staful Simonei avea sarcini clar trasate. Povesteam înainte de a intra în direct, Dragoș Suciu, e posibil ca ei, sportivii de performanță, iau niște întăritori, nu? În timpul meciului, la antrenamente sau cu altă ocazie. Cantitatea asta foarte, foarte mică să fi fost dată dintr-un amestec, nu știu, de așa alte substanțe? Așa mă gândesc, poate fi o reacție a două substanțe. Pentru că, în general, sportivii rămân fideli unui anumit model de recuperare. Adică știi ce funcționează la 31 de ani, după 10-12 ani de circuit cât are Simona, la cel mai înalt nivel, știe ce funcționează pentru ea și cum trebuie să se recupereze și ce trebuie să mănânce, ce băuturi trebuie să consume, ce suplimente trebuie și are voie să ia după turnee, după eforturi majore. Însă, în acest caz, dacă vorbim despre schimbarea echipei, cred că putem vorbi și despre o nouă abordare a planului de recuperare pentru Simona, și dacă ne uităm, cam toate săgețile duc în această direcție spre schimbarea echipei. Piața Victoriei la Europa FM. Piața Victoriei, și în studioul Europa FM este Dragoș Suciu, analist sportiv și apropiat al Simonei Halep. Vorbim firește despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep și planul pe care îl are Simona, strategia pe care o are Simona. Vorbeam mai devreme, Dragoș Suciu, despre schimbarea întregii echipe. Ne gândim la Virginia Ruzici, ne gândim la oameni de încredere. Cum a putut Simona să-i schimbe pe toți? Cum o fi să nimerești într-o echipă complet diferită? Nu se vorbea română, se vorbea română acolo? Nu. Nu. De ce Simona... i-a schimbat? De ce a schimbat oamenii ei de încredere? Simona a vrut să se retragă din tenis. A contemplat ideea retragerii undeva în luna februarie, pentru că în urma acelei accidentări pe care a suferit-o la Roma în 2021, după tot procesul de recuperare, Simona n-a mai reușit să atingă rezultatele dorite. N-a mai reușit să se afle acolo în top 10, în top 5 WTA și să tragă cu adevărat cu șanse pentru turneele importante. După accidentare a nimerit cumva într-o altă lume a tenisului.
tenisului, cu Ashley Barty dominând autoritar, câștigând cam tot ce se putea câștiga, apoi cu Iga Świątek venind și câștigând luni mai departe moștenirea lăsată după retragerea lui Ashley Barty, iar cumva Simona cred că nu-și mai găsea locul și nu știu dacă mai simțea că aparține, că e cu adevărat o jucătoare de top 10 sau de top 5 WTA. Și e complicat după ce stai atâția ani consecutiv între cele mai bune 10 jucătoare ale lumii și după o accidentare și în momentul în care, sigur, motivația scade, mai ales în sportul feminin, după o anumită vârstă, te gândești și la planurile de viitor, te gândești la o familie, te gândești la copii, te gândești și la alte lucruri ce nu țin neapărat, dar cu siguranță sunt mai importante decât sfera sportului. Simona a contemplat ideea retrageri undeva în luna februarie-martie, moment în care l-a cunoscut pe Patrick Muratoglu, din câte știu, prin Virginia Ruziș, care de foarte mulți ani este stabilită în Franța și care a fost manager al Simonei cu probleme sportive de ani de zile. În momentul în care l-a cunoscut pe Patrick Muratoglu și a văzut modul în care se lucrează la Academia lui Patrick Muratoglu, a fost interesată de o colaborare cu antrenorul francez. Acesta a ezitat o perioadă pentru că e bine cunoscută relația lui cu Serena Williams, pe care a pregătit-o ani de zile și alături de care a câștigat turnee foarte importante. Însă, după un anumit interval de timp, Patrick Muratoglu a acceptat. Din momentul acela, Simona a intrat într-o altă eră, practic a căpătat o nouă viață în sport. S-a învârtit în jurul altor repere. Și într-o astfel de situație, în momentul în care vezi că nu mai merge ceea ce a funcționat ani de zile și a funcționat foarte bine, vrei să faci schimbări. Uneori însă aceste schimbări e foarte bine să fie temperate, să fie echilibrate, nu să rup totul de la rădăcină și să aduci oameni noi în toate compartimentele, sub toate aspectele. Da, schimbarea de antrenor este una, însă schimbarea preparatorului fizic este alta, schimbarea masorului este alta, schimbarea managerului, schimbarea oamenilor de încredere, pentru că în tenis, fiind un sport individual și fiind un sport al singurătății absolute până la urmă pe teren, ai nevoie de repere, ai nevoie să te uiți către cineva în tribună și acel cineva să-ți transmită înapoi dintr-o privire ceea ce ai nevoie să primești în acel moment. E, pentru Simona, mulți ani acel om a fost Darren Cahill, iar ceva cred că s-a rupt pentru Simona și la nivelul dorinței, și la nivelul motivației, și la nivelul încrederii în momentul în care s-a întrerupt colaborarea cu Darren Cahill. Și a văzut în Patrick Muratoglu un nou sau un alt Darren Cahill, o persoană la care să se poată raporta cu acest titlu, o persoană la care să se poată raporta ca la un factor de încredere ce o poate aduce din nou spre topul circuitului WTA. Și până la urmă a venit acea semifinală de Wimbledon din luna iulie. Cu siguranță e foarte greu Simonei în aceste momente, e și normal să-i fie greu. Chiar ea mărturisea că e șocată. E posibil ca Simona să vrea să se retragă acum, în plin scandal de dopaj? Simona trebuie să, în primul rând, trebuie să-și probeze nevinovăția, ceea ce este foarte complicat să faci sub orice aspect. Să-ți probezi nevinovăția într-un scandal de doping atunci când informațiile sunt destul de puține și atunci când se lucrează foarte mult, și stau mărturii aceste zile, se lucrează foarte mult în spatele ușilor închise, pentru că informațiile oferite publicului de la agențiile de antidoping pe plan mondial sunt destul de puține. Practica sportului românesc cu Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan în general ține de cluburile de fotbal, pentru că foarte multe cluburi de fotbal și-au căutat dreptatea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Chiar se glumea la un moment dat că se face cărare din Liga 1 spre Tribunalul de la Lozan. Într-un astfel de moment, sigur că te gândești la retragere și că pentru Simona, indiferent dacă va fi o suspendare de 6 luni, de un an, de 2 ani sau de 4 ani, drumul înapoi ar fi destul de complicat. Și m-aș raporta la ceea ce i s-a întâmplat Mariei Șarapova, care după ce a revenit în tenis, pe lângă faptul că au fost multe turnee și multe zone ale lumii unde a fost primită cu mare scepticism și s-a pus la îndoială tot ce a câștigat de-a lungul carierei sale, a fost de fiecare dată invitată de organizator pentru a participa la turnee. În cazul în care organizatorii nu te invită, trebuie să o iei de la zero, să o iei din turnee mici, să începi în calificări și în momentul în care, nu știu, te dai jos dintr-o mașină luxoasă, e greu să te urci înapoi în transportul în comun, e greu să o iei de la capăt, de pe locul 300, 400, 500 sau fără clasament, în condițiile în care organizatorii nu ți-ar acorda acele invitații. Bun, și în cazul în care organizatorii ți-acordă acele invitații, ca fost lider mondial, cum vei fi privită? Cum te văd colegele de circuit? Cum te văd adversarele? Cum gestionezi tu, cum internalizezi toate aceste stări? Da, poate fi un punct critic și poate fi momentul retragerii Simonei, însă mi-aș dori ca acesta să fie doar un pas înapoi, peste care Simona să treacă în cel mai scurt timp cu bine și să joace din nou tenis, să arate că, indiferent de acest scandal,
indiferent de ceea ce s-a întâmplat, de ceea ce se va spune, va rămâne o jucătoare emblematică pentru tenisul mondial și un sportiv emblematic pentru ceea ce a însemnat România în tenis. Să spunem că nu va primi 4 ani, va primi 1 an sau 2 ani. Oricum ar fi, dacă s-ar retrage acum, ce-ar plana? O umbră permanentă. Că... Da, o umbră permanentă. O, domne, o fi fost ceva totuși acolo. Exact. Sau mai mult de atât. Exact, pentru că, uite, se speculează cu privire la această retragere din sezonul 2022. Această... Simona avea șanse mari să se califice la turneul campioanelor. Vorbim despre o miză foarte importantă, atât din punct de vedere sportiv, să fie între cele mai bune 8 jucătoare ale lumii, și Simona avea șanse, să spun, de peste 80% să se califice la turneul campioanelor, care începe chiar în această noapte. A surprins foarte mult și din punct de vedere financiar, pentru că sunt sume importante pe care le poți acumula calificându-te la turneul campioanelor. Sigur că pentru Simona financiar nu știu dacă mai este neapărat o miză în aceste momente, dar e un factor și acesta până la urmă. Și vorbim despre prestigiu, despre a fi acolo în momentul în care nu știi câte șanse mai ai să ajungi la turneul campioanelor și în momentul în care undeva prin luna februarie, prin luna martie, nu te mai gândeai că poți să fii între primele 8 jucătoare ale lumii. În momentul în care a spus stop sezonului 2022, cu acea operație de deviație de sept, o rinoplastie inclusă acolo, Simona a surprins. A surprins și știu că s-a discutat atunci, chiar discutam cu colegi de-ai mei, că s-ar putea să fie de fapt un stop spus carierei, nu doar sezonului 2022. Ne-am temut pentru asta. Acum, cunoscând toți factorii problemei sau majoritatea factorilor problemei, ne dăm seama că Simona fusese informată cu privire la acel test pozitiv. Proba A fusese verificată în momentul în care a venit anunțul ei că nu va mai juca în 2022, după care a fost testată și proba B, iar răspunsul a fost același, test pozitiv, doar că proba A și proba B fac parte din același eșantion. Iar asta ar putea funcționa cumva în favoarea Simonei, pentru că a avut, spuneam, alte două teste în această săptămână extrem de complicată, o săptămână a patimilor pentru Simona, a avut alte două teste negative. Proba A și proba B, pentru că s-a spus că dacă și proba B este într-adevăr contaminată, e clar că a fost ceva. Proba A și proba B fac parte din același eșantion. Eșantionul e împărțit în două și se fac două probe. Le transmitem ascultătorilor Europa FM. Dacă au întrebări pentru Dragoș Suciu în studioul Europa FM, ne pot suna. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Poate aveți nedumeriri sau, da, poate vreți să-i transmiteți ceva Simonei Halep. Poate că Simona la un moment dat ne va auzi. Mesaje de încurajare sau nelămuriri pe care le aveți voi în legătură cu această situație. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei. Bun, dacă Simona, să spunem că va primi 2, 3, 4 ani de suspendare, și în ce măsură va putea ea să revină la nivelul la care era acum câteva zile, acum o lună? E foarte complicat, e foarte complicat pentru Simona să accepte în primul rând faptul că trebuie să stea departe de tenis pentru o perioadă atât de lungă. Dar jurisprudența spune în felul următor: se dau suspendări de acest gen, în general 2 sau 3 ani, după care acea suspendare este redusă. Și este redusă undeva la 6 luni, la 7 luni, la 8 luni. Au mai fost sportivi importanți din tenis ce au fost pedepsiți astfel de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Mă gândesc la Justin Enan, mă gândesc la Marin Cilic, Maria Șarapova, știm povestea. Diana Iastremska, un caz de dată ceva mai recent, a fost suspendată undeva la 6 luni. Acolo a fost un scandal al probelor cu anumite mărturii făcute de prietenul Diana Iastremska, după care acesta a ieșit în presa din Ucraina și a spus că a fost presat de tatăl Diana Iastremska să mărturisească acele lucruri și că de fapt sunt false. Dar oricum, în momentul revenirii, toți acești sportivi au avut probleme la nivelul rezultatelor inițial. Pentru că una e să stai departe de circuit o lună, două, trei, și am văzut că Simonei a fost greu și în momentul în care a stat 3-4 luni departe de circuit în 2021, n-a mai reușit să lege apoi rezultatele pentru că au lipsit meciurile în picioare. Alta e să stai 2, 3 sau 4 ani, mai ales în momentul în care te afli în partea a doua a carierei. Sigur că vârsta până la care poți face sport la cel mai înalt nivel a crescut foarte mult. Roger Federer s-a retras la 41 de ani. Novak Djokovic și Rafael Nadal rămân doi dintre, dacă nu cumva, cei mai buni jucători ai lumii, la 36, respectiv 35 de ani. Chiar și așa,
în sportul feminin, în general, pe la 32-33, în cel mai bun caz, Serena Williams, ok, 41, dar a jucat foarte puțin în ultima perioadă, te retragi. Dacă va fi o suspendare ce ar permite Simonei să revină în circuit undeva la 33-34 de ani, mă gândesc că motivația și dorința de a o lua de la capăt, de a te antrena zi de zi, va lipsi. Intrăm în direct cu ascultătorii Europa FM. Vă salutăm, bună seara și vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Înțeleg că situația Simonei este una extrem de complicată și personal îmi doresc din toată inima să își dovedească nevinovăția. Probabil că este. Ce mă doare cel mai mult este atitudinea foarte multor ascultători sau comentatori pe diverse pagini de internet în ce privește situația ei. Pentru mulți, parcă este o realizare, parcă și-au dorit. Comentariile sunt atât de răutăcioase, atât de veninoase. Nu cred că ar trebui să, mai ales fiind concetățeni. Am văzut că alții își susțin sportivii. Noi nu facem lucrul acesta. Cred că Simona n-ar merita lucrul acesta. Chiar dacă a greșit. Chiar dacă a greșit altcineva din anturajul ei. Mulțumim tare mult. Mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în direct cu noi. Vă auzeam din păcate cu dificultate. Da, poate fi o realizare, nu? E ușor când stai pe fotoliu și te uiți la meci și tu n-ai realizat ce a realizat Simona. E foarte ușor să spui, bă, da, bine, a făcut, a meritat-o. E o chestiune de rațiune psihologică, din punctul meu de vedere, pentru că îți găsești oglinda nerealizărilor tale în momentul în care un model, un reper al sportului, în cazul de față, sau al societății, are la rândul lui parte de un eșec. În momentul în care triumfă acel sportiv, iar tu te gândești că n-ai realizat ceea ce ți-ai dorit în viață și se acumulează aceste frustrări. Bine, frustrare e un cuvânt folosit în foarte multe contexte, dar cred că aici se aplică foarte bine. Cumva îți pare rău că altcineva a reușit ceea ce tu nu ai reușit, dar așa nu poți rămâne decât nefericit în viață. Încă un ascultător Europa FM alături de noi. Bună seara! Bună seara! Dacă ne auziți, vă auzim și noi. Perfect! Eu vă aud. Bună seara, Marius Ionescu, numele meu. Aș pune o întrebare care, să zicem, că nu face neapărat parte din contextul ăsta, decât ca să ne creez o imagine despre Simona Halep. Vă rugăm. Aș vrea să îmi confirmați dacă, în perioada adolescenței Simonei, aceasta a suferit o operație care să îmbunătățească performanțele sportive. Mă refer la o micșorare de sânge? Da, știm asta. E o informație publică despre care Simona nici nu a dorit foarte mult să comenteze, dar așa s-a întâmplat, da, sigur. Dacă îmi permiteți răutatea, nu e decât o întrebare retorică. De ce? Pentru că arătați-mi și mie în ziua de astăzi, sau dacă poate un psiholog să-mi spună în ce procent de fete și-ar face treaba asta. Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră. Deci ar fi o problemă să faci asta? Dar nu e din o moment, nu cred că sunt doar rațiuni sportive, cred că sunt și rațiuni medicale. Și personale, și până personale. La urmă, ar putea să fie și n-ar fi o problemă. Bineînțeles, e corpul tău. Până la urmă, n-a ținut numai de sport, din punctul meu de vedere. Cred că a ținut și de calitatea vieții. Exact. Simona Halep, apropo de ce ne spunea și primul ascultător Europa FM și de comentariile răutăcioase, crezi că este atentă la aceste detalii? Urmărește? Citește comentariile astea? Ascultă? Cred că înveți să nu mai fii atent. De-a lungul timpului, cred că înveți să nu mai dai ascultare opiniilor contra. E bine să-ți găsești drumul tău, indiferent de opiniile pro sau contra. Însă, mai ales în situația în care ești un sportiv de nivel global, așa cum este Simona Halep, poate singurul nostru mare sportiv pe termen lung în ultimii ani, bine, până la apariția lui David Popovici și exceptând-o cumva pe Cristina Neagu, pentru că handbalul nu e un sport din punct de vedere al popularității, nu un sport de masă, așa cum este tenisul, Simona Halep e un sportiv de nivel global și nu cred că ar trebui să dea ascultare și, din câte știu, nu mai citește aceste comentarii negative făcute de mase.
Ne întoarcem la ascultătorii Europa FM. Bună seara, vă ascultăm. Da, bună seara. Bună seara, de vă rog. Da, de la Târgu Mureș vă deranjez. Mă numesc Dana și am făcut și eu sport. Și eu spun următorul lucru. Eu sunt ferm convinsă că ceea ce a pățit Simona i-a fost înscenat. Deci ceea ce i s-a făcut Simona i s-a făcut intenționat. Nu credeți că e o greșeală? Eu am simțul ăsta, eu simt în sufletul meu. Cine? Cine să fi făcut asta? Cine să fi făcut asta? Oamenii din jurul ei. Da, știți cum e foarte dificil să spunem așa ceva dacă n-avem probe, dacă n-avem dovezi. Bun, vă bazați pe feeling-ul dumneavoastră, ne spuneți. Da, eu mă bazez, să știți, și eu pe ceea ce mă bazez, deci eu pe ceea ce merg înainte, până la urmă. Deci eu sunt convinsă că până la urmă adevărul va ieși la Dar de ce ar fi făcut asta? De ce? Pentru că, nu știu dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, când a fost treaba între domnișoara Serena și domnul Năstase. Nu știu dacă nu ar fi fost pe partea de la spate ceva intentat. Deci eu la asta mă gândesc. Deci eu sunt convinsă și eu sunt un om foarte hotărât. Eu am făcut și eu acum în continuare merg. Deci eu nu mai fac acum sport. Eu muncesc în continuare. Am aici ceea ce îmi trebuie pe munca mea. Deci noi sportivi așa suntem. Eu sunt convinsă, deci 100% că așa este. Mulțumim foarte mult pentru că ați intrat în direct cu noi. Foarte multe scenarii deocamdată și zvonuri pentru că n-avem decizii oficiale, nu știm ce s-a întâmplat acolo și asta facem, așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Mai avem doar câteva minute la dispoziție, Dragoș Suciu. E vreo șansă ca Simona Halep să fie absolvită, să scape bazma curată, să iasă cineva să spună a fost o greșeală a preparatorului fizic, de exemplu, o greșeală, nimic intenționat, Simona Halep de mâine revii în circuit? Nu. Nu poate fi vorba despre așa ceva, pentru că trebuie să facem distinția între intenție și culpă. Chiar dacă a fost o greșeală a preparatorului fizic, Simona, regulamentul, că la carte se spune că trebuie să știi orice substanță ingerezi. În acest caz, Simona s-ar vorbi despre o posibilă culpă. Singura șansă ca Simona să fie absolvită, din ceea ce știu și din practica sportivă a ultimilor, în practica juridico-sportivă, este aceea ca greșeala să fie existat la laborator. Și proba să fi fost, de fapt, contaminată în laborator, să fie o greșeală a laboratorului de testare. În rest, indiferent că Simona a luat intenționat sau a luat din greșeală roxadustat, vorbim despre o suspendare. Pentru că este vorba despre acea idee că trebuie să fii conștient și trebuie să, în permanență, să cunoști orice substanță ajunge în organismul tău, chit că ai greșit tu, preparatorul fizic, antrenorul sau Serena Williams. E datoare Simona Halep, Dragoș Suciu, să iasă public într-o conferință de presă, să răspundă întrebărilor sau să iasă public o declarație pentru fanii ei, români și nu numai? Moral, cred că ar fi bine. Dar din punct de vedere al procedurii legale, este imposibil. Nu cred, sunt aproape convins că Simona nu va ieși public pentru a spune ceva. S-au făcut acele trimiteri la conferința de presă a Mariei Șarapova. Sunt convins că Simona nu va ieși să spună ceva până în momentul în care Tribunalul de Arbitraj Sportiv, și am convenit că mai sunt căi de atac până să se ajungă la TAS, în momentul în care Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu va da o sentință definitivă, Simona Halep nu va ieși public să spună ceva, să dea o declarație, pentru că, spre deosebire de cazul Mariei Șarapova, care a ținut acea conferință de presă într-un hotel din Los Angeles, Simona Halep spune că nu știe nimic despre acel caz. Șarapova știa? A fost vorba despre o greșeală, nu a citit un mail trimis de Federația Internațională. Simona nu știe despre ce este vorba și cât timp nu știi despre ce este vorba, nici nu prea ai ce să le spui fanilor. Un minut și jumătate, o cunoști bine pe Simona Halep? Cum este ei în prezent și ce crezi că vrea, ce speră, pentru ce luptă? Luptă pentru dreptate, luptă pentru adevăr, luptă pentru a se face lumină în acest caz. Simona e o persoană sinceră, e o persoană care nu ar trișa, sunt convins că nu ar trișa și nu și-ar aduce un beneficiu de această factură pe teren pentru a obține rezultate mai bune. Va căuta dreptatea, va căuta adevărul și să sperăm pentru ea și pentru imaginea sportului românesc, pentru că au mai fost scandaluri mari de dopaj cu sportivi români în prim plan, cu Andreea Răducan, cu Adrian Mutu și așa mai departe.
Roxana Cocoș, de asemenea. E foarte important și pentru imaginea sportului românesc și pentru această idee de dreptate, pentru că Pierre de Coubertin, baronul olimpismului, a spus-o cel mai bine. Important este să participi, important este să iei parte la o întrecere sportivă corectă, nu neapărat să câștigi, ci să participi și să lupți pentru principiile de corectitudine și de onestitate ale sportului. Dar va rămâne pata asta, nu? Va rămâne pata asta și va rămâne întotdeauna un semn de întrebare, indiferent ce se va întâmpla de aici înainte, și din păcate va rămâne o umbră și asupra rezultatelor anterioare ale Simonei pentru o parte a opiniei publice. Mulțumesc tare mult, Dragoș Suciu, și te mai așteptăm în studioul Europa FM. Dragoș Suciu, analist sportiv, a fost în Piața Victoriei în această seară. Noi ne revedem luni, săptămâna viitoare. Mâine vă așteaptă în Piața Victoriei colegul meu Tudor Mușat. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.